Augustin, Augustin spaima sticlelor de vin. Pe mine mă mobilizau chestia asta, că ei credeau că dacă mă țipă și urlă la mine și îmi spune chestia asta, mă demobilizează sau din contră, mă știam seara, mamă, să vezi ce o să strige aia pe teren, pe stadion, Augustin, Augustin, spaima sticlelor de vin, sau Augustin cu nasul gros, parcă da, erau steliști, steliști erau steliști, în general, când erau cu plajele. Așa. Și zic, Doamne, să vezi, și las că mă răiesc, mă fac, nu știu ce, o să-i dau gol și o să-i termin. În loc să te complexeze, te ambiționa. Extraordinar de mult, extraordinar de mult. Mă mobiliza fantastic și mă concentram. Ce, nu dormeam noaptea ca să pot să fac, să am o partidă bună de tot, să am o evoluție bună a doua zi, ca să pot să auzi, Onațe, dar aveau dreptate? Erai campionul sticlelor de vin? Nu vreau să ne chestia asta, că, dar nu eram. Adică mai, nu eram, că mai scăpai în primul rând, nu puteam să fac sport de performanță dacă eram alcoolic sau dacă, într-adevăr, au fost niște ieșiri necontrolate, dar când știam că a doua zi nu aveam antrenament și, într-adevăr, depășeam niște limite, dar nu să mă îmbăt, nu să fiu un conflictual, eu știu... Da, tu n-ai avut niciun conflict, mediatic, mediatizat major, nu? Da, m-am simțit atunci, scandalagiu, să zic, crezând că fac ceva, eu știu acum, da? Nu regret că... Și ce beați? În special vin, nu? Nu mai vin, nu mai vin. Tărie nu? Nu, niciodată. Tărie n-am... Am și beai și cu cei de la, cu adversarii? Cu adversari, sigur că da. Eu vă spun un secret acum care nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Și din păcate îmi pare rău că nu mai este persoana respectivă, una din persoanele respective, și unul singur mai trăiește, care era și văr cu mine. La meciul cu FC Argeș, când am pierdut campionatul pe Dinamo în 1973, 4-3, 1979, am fost și puțin acolo, a zis că am vândut meciul, în ghilimele de rigoare. Așa. Că te-au bătut cu 4-3, că au fost niște discuții. A fost meciul de gloria lui Dobrin. Te-au bătut lui Dobrin, exact. Și aveau informații la vremea respectivă că aș fi fost un ăsta, ceea ce nu a fost nimic adevărat, că am fost verificat. Între timp ce îmi făcea percheziția acasă, stăteam la Bucurobor, la apartament, eu eram la șpriț cu Ivan și cu Ivan vărul meu, care e un văr, da, Ivan 2, și cu Dobrin. Deci după meci. Și ți-au făcut percheziția acasă? Da. De ce? Ca să găsească bani? Să găsească bani, ceva de genul ăsta, da. Ceva care să fie, să aibă ei ceva. Da, în general erau cu ochii pe voi, așa? Adică te urmăreau? Nu, nu. Dacă era foarte simplu, domnul Ovidiu, să afle. Ei nu știau de toate atunci. Nu știau cine e corect sau cine nu-i corect. Dar a fost așa, un val în... chestia asta. Nu stai, că asta e prima oară când o spui. Da, pe... Și au venit acasă, am avut două situații, dacă vă aduceți aminte, și nu le-am marcat. Și crezând că, vezi, Doamne, nu le-am marcat, că am fost... Ai ratat în două situații. În două situații, da. Și că a fost... Crezând că a fost... Păi, tu erai la șpriț și acasă cine era? Păi, nu știu, acasă nu era nimeni. Da, da, și au intrat, erau, da, și nu era? Probabil că au intrat, aveau metodele lor. Nu, asta e o problemă, nu cred. Auzi, Oneață, da, Pantera Roz, Bulldozerul și Pantera, da, Pantera Roz de unde? Erai fâșneț, așa? De probabil, ce? Da, probabil că tot de la agresivitatea pe care o împărtășeam în timpul jocului, care o dădeam, atenție, deci atitudinea care o aveam, determinarea, ambiția, îmi doream foarte mult întotdeauna, în toate jocurile mi-am dorit să câștig și vreau iar să fac o paranteză aici și... Chiar e foarte interesant ce spun, pentru că dacă jucam cu orice echipă din provincie, îi vedeam numai în față pe Steaua. Deci jucam cu Jiu, jucam cu Hunedoara, jucam cu Târgoviște, jucam... Eu ziceam că joc cu Steaua. De ce să mă concentrez la maxim să pot să am randament bun, să pot să joc, să dau goluri? Numai cu Steaua. Și zic, iar joc cu Steaua, iar joc cu Steaua, iar joc cu Steaua, iar joc cu Steaua. Uite, eu n-am un inventar de ăsta. Da, știi câte goluri ai marcat cu Steaua? Cu Steaua am marcat vreo până 10, dacă 7, 8. Dar în total am 120 de goluri aproape marcate. Spune-mi, dar ai avut vreodată vreo ofertă de la Steaua? Da, sigur că da. Am avut două, nu una. Așa, ia spune. Două, am trecut. Una... Hai că poate te transferăm acum. Una, da, nu, că nu știu, să clar de tot, eu sunt... N-avei, e de la Steaua la Dinamo, da, dar noi de la Dinamo, nu. Că noi reprezentăm, într-adevăr, clubul Dinamo cu...
Deci mi-a venit ordin de încorporare în 1973-74. M-am dus la comisariat la vremea respectivă, mi-au făcut toate analizele, tot ce se putea face atunci și a zis, vezi că o să-ți vină ordinul de încorporare, du-te acasă. În momentul în care am plecat de la comisariat, m-am dus a doua zi dimineața, tata fiind pensionar, a venit un jeep cu doi colonei. Așa. Și s-a interesat. Unde este copilul dumneavoastră, cu tare, știm că e jucător, uite, noi am venit să încorporăm, să-l ducem. Tata s-a speriat un pic, că și caută jeep militar să vină să... Asta. Când am venit acasă, bă, ce ai făcut? N-am făcut nimic, nu știu ce. Deci în momentul în care, dacă mă găsea acasă, mă lua în mașină și mă ducea la Steaua. Te încorpora pentru Steaua. 100%. Și tot atunci mă forța să semnez, că eu deja eram, devenisem cu nume, jucasem în echipa națională de juniori, jucasem în echipa națională de tineret, deci aveam, eram deja un nume la nivelul respectiv. Și de deja mă luau și mă încorporau și trebuia să semnez cu ei, că mă trimitea pe unde? Pe la Sighetul Marmace să fac armată. Mă țineau pe la unitățile alea militare pe acolo până semnam. Sau probabil, eu știu ce se întâmpla, dar trebuia, mă forța să rămân să joc la Steaua. A doua zi dimineața, când am fost informat de tata că au venit ăștia să ducă, m-am dus la domnul colonel Turtureanu, era la vremea respectivă, la Dinamo, da. Vicepreședintele secției de fotbal. Și m-am dus la dânsul, i-am spus, toată școlea nu-mi permite să raportez, cu tare. Era protocolar, că trebuia să vorbesc, că așa era, eram obișnuit și învățați. Și dar ce s-a întâmplat? Zic, pe uitați, a venit două persoane cu un jeep acolo, m-am dus și la comisariat. Da? Aoleu, cum? Bine. Bagă mâna în sertar, scoate un jurământ și mi-l pune să-l citesc în față. Și am citit jurământul în fața domnului colonel Turtureanu și zice, gata, ești angajat, serge major, du-te la antrenament. Și am scăpat. Și așa ai căpătat, la urmă ai urcat, ai... Da, și după aceea am urcat. Și ai ieșit la pensie colonel, nu? Și am ieșit la pensie, da, am ținut foarte mult de grad.